să fim sănătoși, să nu avem parte de accidentări, să facem o a doua parte a campionatului cât mai bună, un antrenament bun în Antalya și de ce nu să câștigăm un trofeu. Și câte goluri? Eu îmi doresc să înscriu la fiecare meci, dar sunt bucuros dacă dau și pase de gol. Până acum n-am reușit să înscriu, dar sunt sigur că meciul următor o voi face. Te așteptai la ghinionul ăsta de care ai avut parte în toamnă? Nu mă așteptam, cred că nimeni nu se aștepta, dar asta este fotbalul. Sunt perioade și perioade pentru atacanți. Acum am avut o perioadă în care nu am reușit să înscriu, dar sunt sigur că se va termina. Poate și dorința prea mare, ți-ai pus prea multă presiune pe tine. Poate, vă dați seama, mi-am pus și eu singur presiune, a fost presiune și din partea publicului, dar asta este, sunt fotbalist și trebuie să joc și sub presiune. Dacă nu mă înșel, în această vacanță, sau nu ai avut prea multă vacanță, te-ai și pregătit individual cu un antrenor? Da, m-am pregătit, bineînțeles, m-am pregătit individual cu domnul Țâcă Zanfir, bineînțeles cu acordul domnului Mr. Mangea. Am făcut-o pentru mine ca să mai lucrez puțin la finalizare și la lucrurile care mai am de lucrat. Vom vedea un alt Mihai Roman? Eu sunt același, dar sper să vedeți golurile, pentru că atunci când am jucat am făcut-o bine, numai că nu am reușit să marchez. Mihai, întăririle n-au venit la echipă. Sunteți suficient de bun pentru a realiza obiectivul? Eu zic că avem un lot destul de valoros. Dacă vor mai veni întăriri cu atât mai bine, dar sunt sigur că și cu lotul actual putem face o figură frumoasă și să aducem un trofeu. Dacă ar fi după tine, ce jucător din Liga 1 ar aduce lângă tine? Nu știu, nu sunt eu în măsură să aduc jucători la echipă. Conducerea se va ocupa de acest lucru. Noi trebuie să ne facem treaba pe teren. Dacă e să facem un exercițiu așa de imaginație, 15 goluri într-un campionat, nu știu, le-ai da pentru un gol decisiv în finala cupei sau în finala pentru campionat? Dacă acel gol ar aduce un trofeu pentru Universitatea Craiova, nu, vă dați seama, ar fi mult mai important să câștigăm un trofeu și pentru mine, de asemenea, ar fi important ca să înscriu acel gol. Pe ce loc crezi că termină Craiova prima parte a campionatului? Avem șanse să terminăm și pe primul loc, de ce nu, dar în play-off se va da bătălia finală. Sezonul trecut a scos Dinamo din Cupa României, acum o scoate și din play-off? Noi dăm totul la fiecare meci, nu ne interesează să scoatem pe Dinamo, pe noi ne interesează să scoatem cât mai multe puncte și atunci când vor fi în play-off să fim cu adevărat o candidată puternică. Cum ar fi play-off mai puternic cu Dinamo sau fără Dinamo, în opinia ta? Eu zic că ar fi mai puternic, deoarece este o echipă de tradiție. Mulțumim! Mulțumim.